Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a lansat astăzi un atac dur la adresa liderului USR, Dacian Cioloș, pe care îl acuză de ipocrizie. Ciolacu explică faptul că liderul USR primește două pensii speciale și că PSD a fost cel care a desființat pensiile speciale ale parlamentarilor. Dacian Cioloș, aca colecționar de rente și pensii speciale. Partidul Social Democrat a înghețat toate salariile demnitarilor și toate pensiile speciale. Tot noi am desfințat pensiile speciale ale parlamentarilor pentru că USR, deși a stat un an la guvernare, a uitat tot ce a promis. Cu toate acestea, este un domn de la USR care între două avioane de Bruxelles ne dă lecții pe Facebook de morală și etică politică, afirmă Marcel Ciolacu pe pagina sa de socializare. Liderul Partidului Social Democrat continuă apoi seria de atacuri și îl acuză pe Cioloș de ipocrizie, deoarece primește două pensii speciale pe viață, una de europarlamentar și una de comisar european. Dacian, când te gudurai pe trepte la Chiselev ca să fii premier, cum stăteai cu morala? Aveai centura neagră cu 10 de ani, în contorsiune morală, campionule. Dacian, tu ai încasat fără jenă lună de lună timp de 3 ani câte 8.500 de euro ca rentă de fost comisar, adică peste 300.000 de euro. Și mai urmează un mizilic pentru bătrâneții liniștite, o dublă pensie specială pe viață de 1.000 de euro ca europarlamentar și fost comisar. În România nu se mai plătesc pensii speciale pentru parlamentari, euro specialule.